Vineri 31 ianuarie 2020 va avea loc adunarea generală a acționarilor SECE Ecoaco S.A. Călăraș, ședință în cadrul căreia se va discuta majorarea tarifului la apă și canalizare. Directorul Ecoaco, Cezar Neagu, ne-a vorbit despre motivele care au dus la solicitarea majorării, pierderile din rețea și acțiunile de protest care vor fi declanșate dacă majorarea tarifului nu va fi aprobată. Vorbiți-ne despre modificarea prețului la apă. Urmează o creștere sau care sunt pașii în momentul de față? Urmează o creștere. Știți vreun preț în România în ultimii 3 ani care să nu fi crescut? Nu știți. Cartofii au crescut de la 1 leu la 3. Da, da, pot să vă informez și cu ocazia asta pe toți clienții Ecoaco că din păcate realitatea economică a României din zilele de azi și din anii din urmă, ne-a obligat să ajungem la această soluție. Ultima creștere de tarif și pe baza căreia practicăm astăzi prețurile de pe facturile dumneavoastră a fost făcută în 2017, în urma procedurii pe care am parcurs-o și acum. Procedură care durează de obicei cam 6 luni, atunci a durat 9. Începem să întomim un dosar care înseamnă câteva bibliorafturi bune, pe baza căruia ne prezentăm la Agenția Națională de Reglementare în Servicii Comunitare, care analizează acel dosar și pe baza căruia aprobă sau nu, sau modifică, de fiecare dată au găsit pe aici, pe acolo, mici probleme și au mai tăiat din propunerea noastră. După avizul ANLSC-ului, ne îndreptăm către forul nostru tutelar, care este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaco, care își convoacă membrii. Și pe baza deliberării acesteia în adunarea generală, aprobă sau nu, modificarea de preț. Când va fi adunarea? Au trecut 3 ani de la precedenta modificare, a trebuit să facem și noi acest demers. Am obținut în septembrie anul trecut avizul ANLSC-ului pe noua propunere de tarife. Am înaintat-o către asociație. Din păcate n-a putut fi luată la vremea respectivă în discuție, pentru că modificându-se codul administrativ a trebuit să se facă o seamă de modificări la componența membrilor adunării generale a asociației. Mai exact, prin nou cod administrativ, primarii și președintele de Consiliu Județean sunt de drept membri în asociație, pot delega, dar pentru a lua anumite hotărâri, printre care și tariful, au nevoie de mandat special din partea consiliilor locale. Până s-a obținut pentru fiecare mandat și până am ajuns în decembrie. În decembrie s-a întrunit adunarea generală și în urma deliberării s-a hotărât că, având în vedere perioada în care suntem, în speță campanie electorală și solicitarea noastră de tarif, solicitarea de tarif să fie împărțită în două tranșe, să fie acordată în două tranșe. Adică 10% acum și 10% în iulie anul viitor, adică anul ăsta. Mai mult, o parte din primari, mai ales cei care nu aveau mandat încă luat de la consiliile locale, au simțit nevoia ca aceste tarife să fie dezbătute și în ședințe de consilii locale și am ajuns în situația de astăzi, când așteptăm deliberarea în ședințele de consiliu. Mâine va fi la Călăraș. Și majoritatea sunt acum, zilele astea, în sfârșitul de lună, ca de obicei, cum se țin ședințele de Consiliu Local. Adunarea generală a asociației este convocată pentru vineri 31 ianuarie la ora 11 la Călăraș. Și
Ce se va hotărâ, vom vedea. Și va urma o majorare cu cât la sută? Deci propunerea noastră, având în vedere că de la precedenta creștere de tarif au trecut 3 ani, că s-au întâmplat o grămadă de lucruri pe care aș vrea să le amintesc. O grămadă de lucruri în spațiul tehnico-economic, administrativ și legislativ. În primul rând, au crescut salariile enorm, nu ale noastre. Ale salariul minim pe economie a crescut cu peste 60% în această perioadă. A trebuit și noi să le ajustăm cu coeficientul respectiv. În condițiile în care ponderea salariilor în preț este de aproximativ 60%, vă dați seama că impactul a fost semnificativ. Și asta n-a fost tot. Tot în această perioadă a explodat prețul energiei electrice. Energia electrică este al doilea element ca pondere în cheltuielile societății noastre. Suntem într-o zonă de câmpie și totul trebuie pompat. Apa potabilă trebuie pompată, apa uzată trebuie pompată la rândul ei. Care înseamnă consum de energie electrică și costuri. Energia electrică și-a dublat prețul în decurs de o jumătate de an. Ba mai mult, în tot această perioadă au apărut elemente ale cheltuielilor noastre care nu au fost prevăzute în prețul inițial. De cel de acum 3 ani. Să fiu mai explicit. În 2018, 17 și 18, cum bine știți, au fost finalizate investițiile pe postul de mediu, precedenta investiție pe fonduri europene. Astea au fost trecute prin hotărâri de consilii locale și prin procedura respectivă în patrimoniul consiliilor locale și transferate prin contractul de delegare pentru operare la ECOA. Ele, în momentul acela, au generat costuri, taxe locale, impozit pe clădiri și pe utilaje care trebuie plătite către administrațiile locale. A apărut și un element care se cheamă amortizare, doar a părții din patrimoniu cofinanțată de ECOA. Pentru că suntem obligați, conform legii, să amortizăm partea de proprietate, care înseamnă aproximativ 5% și coincidența face ponderea în cheltuieli să fie de dată de amortizare tot de 5%. Au crescut cheltuielile cu 5%. Numai de aici. De la taxe și impozite locale cu 2%. În toată această perioadă de 3 ani, inflația a fost de peste 12%. Credeți-mă că nu mai știu ce măsuri să iau ca să mă încadrez în costuri și în a face societatea viabilă și a nu ajunge într-o situație pe care niciunul nu ne-o dorim. Doamne ferește de a întrerupe cumva furnizarea apei din motiv de neplata energiei electrice, de neplata salariilor sau mai știu eu ce, a datoririlor la buget și așa mai departe. Sau un furnizor care să ne blocheze conturile și cu toate consecințele respective. Nu s-a putut altfel. A trebuit să facem un socotel și să propunem această creștere de preț care înseamnă la energie, la alimentarea cu apă potabilă aproximativ 21% și la partea de epurare, canalizare-epurare, cu 17%. Ba mai mult, de la 1 ianuarie a mai venit o creștere de salariu minim pe economie de 7,2%, care nu e prinsă în această solicitare de creștere de tarif. În condițiile în care, vă spun din start, salariile la ECOACUA sunt foarte mici. Foarte, foarte mici. Cu greu reușim să ținem oamenii și cu greu reușim să atragem alți oameni cu salariați cu oferta pe care o facem noi din punct de vedere salarial. Dacă majorarea va fi aprobată, o vom regăsi în factură începând cu ce lună? Începând cu luna următoare. De exemplu, dacă va fi aprobată acum pe 31 ianuarie, o vom simți în factura lunii martie.
Deci începând cu luna martie vom... Nu, începând cu luna aprilie. Factura lunii martie, care va fi emisă în, în luna aprilie. 2-3 aprilie. Uh-huh. Și ce se va întâmpla dacă nu va trece de adunare generală această propunere de majorare? Păi ce să se întâmple? Vom intra într-o situație foarte, foarte dificilă. Și nu știu cum vom reuși să gestionăm această problemă. Primul lucru pe care, la care vom ajunge probabil foarte, foarte repede va fi să nu putem să acordăm salariile către salariați întregi. Am mai aplicat metoda asta pentru că contractul colectiv de muncă ne permite și salariații au înțeles că pentru a putea să-și primească salariile, societatea trebuie să trăiască. Și există o prevedere în contractul colectiv de muncă, prevedere care stipulează faptul că dacă, după primele 6 luni ale anului, situația economică financiară nu are un sol pozitiv, adică un mic profit acolo, cu o formulă de calcul se stabilește procentul cu care salariații nu își primesc salariile întregi. Ei au trecut de vreo 3 ori prin situația asta. De fiecare dată am găsit resurse ca să corectăm problema către sfârșitul anului. Cred că anul ăsta ne va fi imposibil să facem lucrul ăsta. Ba mai mult, în negocierile salariale și ale contractului colectiv de muncă pe care le-am avut la începutul anului, odată cu hotărârea de guvern de creștere a salariului minim pe economie, am făcut și noi demersurile procedurii respective. Și înțelegând subiectul, salariații au înțeles gravitatea situației și au acceptat ca acea corecție, eventuală corecție a salariilor, să fie făcută după 4 luni, nu după 6 luni. Fiindcă oamenii sunt conștienți de faptul că supraviețuirea societății înseamnă și supraviețuirea lor. În aceste condiții au fost purtate discuții despre declanșarea unor acțiuni de protest? S-a luat în calcul și această posibilitate? S-a luat. Ei m-au informat că, având în vedere că zilele astea se va delibera și în Consiliul Local și în adunarea generală a acționarilor asociației, au intenția să facă protest și să aducă atenția opiniei publice, situația lor. Avem salarii foarte, foarte mici. Vreau să vă spun că salariul mediu brut la Ecoacqua este de 3.775 de lei. Adică media veniturilor nete ale unui salariat la Ecoacqua este de 2.200 de lei. Față de 4.217 lei media pe județ, și vreo 5.200 de lei media națională. Normal că sunt nemulțumiți. Normal că sunt îngrijorați de ce se va întâmpla cu ei și ce, până la urmă, ce duc acasă. Toți au copii, toți au familie și probleme. Și pe bună dreptate eu le dau crezare. Ce ne puteți spune despre pierderile la ACO din momentul de față? Mai sunt atât de mari? Da, e un subiect la modă și prietenii, în ghilimele, văd că continuă să bată monedă pe acest subiect. Bineînțeles că noi suntem îngrijorați și este un aspect al activității noastre luat permanent în atenție. Este un subiect foarte greu și care implică două aspecte importante. Un aspect financiar, pentru că reducerea pierderilor înseamnă, și o să vă explic, înseamnă sume mari, și un aspect uman, care înseamnă că pentru a putea să faci treaba asta ai nevoie de oameni bine pregătiți și bine instruiți și echipamente de detecție și de verificare și a rețelelor de apă destul de costisitoare și
De-a lungul timpului am reușit să achiziționăm partea de echipamente, mai avem ceva nevoi și sunt în atenția noastră și acestea. Am făcut o echipă de oameni, zic eu, bine pregătiți, de 8 salariați, 2 ingineri, un maestru și 5 muncitori. Ca un motiv de laudă vreau să vă spun că oamenii mei de la detectarea pierderilor acum 2 ani au câștigat concursul desfășurat la Drobeta Turnul Severin, că au participat la Cluj la o manifestare asemănătoare și au ieșit pe primele locuri. Adică oameni pregătiți avem. Revenind la partea cealaltă legată de investiții. Trebuie să știți un lucru. Noi, Ecoaqua, suntem o companie care operăm un sistem pe care l-am primit de la autoritățile locale. Așa cum l-am primit, așa îl operăm. Ca să putem să facem lucrări asupra sistemului, avem nevoie de bani pe care noi avem. În prețul apei și al canalizării nu sunt prinși bani pentru acest lucru. Doar pentru lucrări de exploatare, de întreținere, mici lucrări de mentenanță, mici lucrări de reparații. Nu sunt prinse sumele necesare schimbării rețelelor vechi de 60 de ani. Avem kilometri întregi de rețele care au mai mult de 30-40 de ani. Din anii 85, din anii chiar și din 60 avem rețele care sunt în stare avansată de corodare. Pentru asta ar trebui să avem un plan de schimbare a acestor rețele. Din nefericire, nu au existat bani pentru acest lucru și nici nu vor fi prea curând. Vă reamintesc faptul că toate investițiile făcute acum, până acum, indiferent pe ce fonduri au fost făcute și indiferent de cine au fost făcute, s-au axat în special pe extinderea rețelelor de apă și canalizare. Principiul a fost să ducem cât mai multă apă și cât mai multe rețea de canalizare către toți locuitorii Călărașului și a întregii zone în care operăm. Deci mai puțin pe înlocuire. Foarte puțin bani pe înlocuire. Fondurile europene sunt foarte atente la ce ne axăm când cheltuim acești bani. Vă dau un singur exemplu. Pe proiectul operațional sectorial mediu, cel pe care l-am finalizat, și vă mai spun, o fac o mică paranteză, suntem printre cele 5 sau 6 județe care au terminat acel proiect. Ponderea sumelor alocate pentru înlocuirea rețelor a fost de 10%. Pentru că aceeași idee o propagă și Uniunea Europeană. Noi vă dăm bani pentru extindere, pentru modernizarea surselor, modernizarea stațiilor de epurare, pentru reparație, pentru mentenanță, pentru întreținerea lor, pentru schimbarea lor. E problema voastră, a proprietarilor și a companiei de apă, să vă preocupați de acest lucru. Am avut multe discuții, în special cu domnul primar Drăgulin, dar și cu ceilalți primari din area de operare. Concluzia asta a fost că banii pe care îi avem la dispoziție, că sunt pe fonduri europene, că sunt pe fonduri naționale sau ale primăriilor respective, îi dirijăm către extinderea serviciului. În momentul de față, lucrați la alte proiecte? Avem un succes proiecte cu fonduri. Bineînțeles că lucrăm, pentru că sistemul așa a fost creat. Și Asociația de Dezvoltare și Compania de Apă, ca operator regional, a fost impus de către Uniunea Europeană în condițiile aderării la Uniunea Europeană și ca membru, pentru modernizarea sistemelor de apă și canalizare. Cadrul instituțional creat a fost la propunerea Uniunii Europene, care prevede această autoritate tutelară care este Asociația de Dezvoltare, bineînțeles, care e formată din membrii asociației, adică primăriile și Consiliul Județean, compania de apă care preia în operare sistemele
și, bineînțeles, autorităților locale, cu care noi avem o permanentă conlucrare. Dar de la început ni s-a tras în mod clar atenția că banii nu pot fi dați decât în urma unor analize foarte riguroase pentru reabilitarea sau modernizarea rețelelor vechi. Banii se duc numai și numai pe extinderea rețelei și a surselor de apă și așa mai departe. Am început din 2017, când am semnat contractul de asistență tehnică pentru întocmirea studiului de fezabilitate și a caietelor de sarcini pentru viitoarele licitații, un proiect pe programul operațional infrastructură mare pentru cele 34 de UAT-uri care erau la momentul respectiv în asociație. Proiect care are o formă acum finală, zic eu, și care se ridică la suma de 260 de milioane de euro. Din cunoștințele mele, va fi cel mai mare proiect, cu excepția combinatului siderurgic, care s-a făcut pe zona noastră. E un proiect greu, complicat, dar având în vedere că noi am mai parcurs un asemenea drum, avem și capacitatea umană, tehnică, de a accesa un asemenea proiect. Problema se pune tot la bani, pentru că oamenii ăștia care vor lucra în implementarea proiectului trebuie să plătiți și nu cu sume mici. Vor fi 24 de contracte de lucrări sau de servicii. La 260 de milioane de euro înseamnă o medie de 11 milioane pe fiecare din aceste contracte, 12 milioane de euro, da? E, un om care gestionează un asemenea proiect merită și trebuie să fie recompensat pe măsură, că responsabilitatea este enormă. Și în cadrul acestui proiect, câți kilometri de rețea vor fi realizați? Mii de kilometri. Vreo 1300 de kilometri de rețea de apă și vreo 1100 de kilometri de rețea de canalizare. 4 sau 5 stații de epurare, încă nu știm exact. Rămâne să vedem dacă renunțăm sau nu la una din ele. Vom moderniza câteva surse de apă. Cea mai importantă la Oltenița. Vom face modernizarea stației de tratare a apei de la Oltenița și vom face o nouă stație de tratare a apei la Fundulea, care va fi una dintre cele mai mari stații din zonă și care, printr-o aducțiune de 76 de kilometri, va duce apa de la Fundulea până la Dorobațu. Și dacă nu vor apărea probleme și totul va decurge normal, lucrările pe acest proiect ar putea să înceapă când? Dacă totul decurge normal, pot începe și anul ăsta spre în toamnă. Spre sfârșitul anului. Da, spre sfârșitul anului. Mm-hmm. Eu sper ca martie, aprilie să semnăm contractul de finanțare. Urmând să demarăm procedurile de licitații și să începem lucrul. Mm-hmm. Marea mea îngrijorare la ora asta este vis-a-vis de companiile de constructori care vor veni la Călăraș să lucreze. Cam colegii mei din țară se confruntă cu subiectul ăsta. Nu mai are cine să facă lucrări de asemenea anvergură. Vom reveni un pic la majorarea tarifului. În situația în care nu va trece această propunere în AGA pe data de 31, o nouă propunere privind majorarea va putea fi introdusă în luna următoare sau trebuie să treacă o anumită perioadă de timp? Adresa către asociație este acolo. Va rămâne să delibereze într-o viitoare adunare, să vedem ce vor hotărâ. Nu știu. Nu cred că există o regulă de genul ăsta ca la consiliile locale unde trebuie exact să treacă 3 luni sau nu exact știu cât. Nu mi-aduc aminte să fie o asemenea regulă. Nu cred.
poate fi luată și în luna următoare în discuție. Sau, mă rog, adunarea generală, în februarie sau martie. Nu știu. Putem traversa perioada asta grea cu sprijinul primăriilor și a primarilor. Eu am făcut un plan de rezervă. L-am discutat în special cu domnul primar Drăgulin. Nu mă ascund că este principala forță a companiei. Fără călăraș am fi, chiar că am fi falimentari. Și de fapt relația bună a fost între Ecoacua și toți primarii care au fost până acum. Nu. Eu cu domnul Drăgulin am o relație bună și de fapt cu toți primarii. Nu cred că e vreunul cu care să nu am o relație bună, pentru că nici nu se poate altfel. Dacă nu te înțelegi și nu colaborezi, n-ai cum să mergi înainte. Nu e benefică nimănui o atitudine de forță între cele două, trei entități care sunt. Pe mine mă deranjează comentariile neavizate și răuvoitoare și răutăcioase care sunt în spațiu public, luându-se în discuție informații truncheate și neverificate și neveridice. Ce să vă spun, că anul trecut am avut 5 luni pe cap ANAF. N-au găsit mai nimic, niște mărunțișuri. Acum am Curtea de Conturi. Deci dacă oamenii ăștia care stau cu lunile și ne verifică, nu găsesc nimic, cum își poate da cu părerea cineva care doar se uită pe o hârtie și zice, a, ce management prost, ce scumpă e apa? Eu îi întreb mereu, față de ce e scumpă apa? Un metru cub de apă, adică 1000 de sticle de un litru, costă 4,11 lei. O sticlă de apă plată este de 2 litri, e 2 lei. Deci e 1 leu un litru de apă. Da? 1000 de lei costă un metru cub de apă cumpărat de la supermarket. Față de 4 lei și 11 bani. Și fac și alte comparații. Cu telefonul mobil, cu țigările, cu berea și așa mai departe. Repet ce am spus la început. Toate s-au scumpit. De la cartofi, la carne, la energie electrică, dar n-am văzut pe nimeni luând atitudine în presa locală vis-a-vis de aceste lucruri. La apă, din nefericire, văd că se pricep foarte mulți. Și nu m-ar deranja dacă ar veni să-mi dea niște sfaturi pertinente, dar doar să comenteze și să bage strâmbe ca să folosesc un... E ușor să ai o asemenea atitudine și este evident zona din care vin aceste împunsături și în general încerc să nu le bag în seamă, dar e greu să nu fii simțitor la asemenea neadevăr, că sunt neadevăr. S-a vehiculat în ultima vreme că am luat-o prima. Am luat-o în 2017. După ce am terminat între cele, v-am zis, 5 județe din România, proiectul ăla de 100 de milioane de euro. Cred eu că o meritam. Mai mult, am în contractul de management o parte variabilă care zice că la sfârșitul anului, dacă ți-ai îndeplinit obiectivele, poți fi recompensat. N-am apelat chiar în fiecare an la treaba asta. Fiindcă îmi dau seama că este o situație dificilă la Ecoacua. Dar mi-am îndeplinit în fiecare an obiectivele. Faptul că în condițiile astea grele, în ultimii 3 ani, am reușit să țin compania pe profit, am reușit să facem reparațiile necesare, am reușit să-i mulțumesc chiar și pe salariații mei, care n-au făcut acțiuni de protest. Dar credeți-mă că nu mai știu ce metode manageriale să iei, să reduci cu 20% costurile ca să te încradezi într-o creștere de costuri de pe piață. Ce măsuri manageri? Care e managerul ăla din România și din lume care poate să facă o asemenea minune? Și zice jos pălăria.
De asta zic că dacă ar veni cu niște propuneri și niște idei, soluții, nu m-ar deranja. Să trecem peste asta, că m-ați întrebat de pierderi, că de acolo am plecat. Da? E un subiect greu. Greu că necesită, așa cum am spus, și forță de muncă și bani. Sunt rețele vechi de 50 de ani, care n-au fost înlocuite. Și vă dau un singur exemplu care zic eu că este elocvent. Nicolae Titulescu. Știți foarte bine că s-a lucrat, primăria a lucrat și încă lucrează pe Nicolae Titulescu. Pe strada Nicolae Titulescu noi n-am avut un istoric al avariilor semnificativ. Câteva mici intervenții și totuși m-am dus la domnul primar și am zis: domnul primar, rețeaua asta este din 81-2, nu știu de când a fost făcut. Este imposibil să fie în regulă. O să asfaltăm, faceți o stradă nouă, frumoasă și modernă și ne trezim peste un an că se sparge și o să avem numai necazuri și dumneavoastră, în primul rând, că o să cetățenii or să ridice problema, ați asfaltat-o și uite ce să o spargeți iar. M-a înțeles și a zis: da, bine, găsim sursele financiare să schimbăm și rețeaua. Când am decopertat rețeaua, în 5 locuri era fisurată. Fisuri mici, care nu ieșeau la suprafață. Dar este logic pentru oricine, că astea, pe măsură ce trece timpul, se măresc și într-o bună zi ieșeau. Se întâmpla exact ce i-am prezis primarului. A fost încântat când a văzut. Zice, eram pe cale să fac o prostie. Trebuie bani mulți. Până acum s-au cheltuit din partea noastră, mă rog, pe banii primăriei, nu? Am făcut lucrări de vreo 20 de miliarde. De 2 miliarde, 200 de mii de lei. Pe bucățile alea scurte. Dar e nevoie de mult mai mulți bani. Bineînțeles că s-a redus pierderea. Dar nu se simte așa ușor și nu este de văzut. Munca în zona asta are efecte vizibile peste un an, peste doi, peste trei. Acum trebuie să cheltuiți bani, inclusiv banii ăștia cu echipa de pierdere. E de un an jumate, 2 ani aproape înființată. Până acum sunt mici efectele pe care le simțim din partea muncilor. Dar munca lor nu e numai munca lor. Munca lor nu este singura muncă legată de pierderi. După ce ei detectează, după ce verifică și fac toate procedurile, trebuie să vină alții care să repare, să sape, să sudeze, să schimbe. Deci nu sunt numai ăștia 8. Sunt o grămadă de alți oameni care vin și lucrează. Și ce să vă spun? Că lucrează, îi vedeți și dumneavoastră câteodată. Fie iarnă, fie vară. Că sunt 40 de grade afară sau minus 15, oamenii mei sunt în groapă acolo unde curge și trebuie reparat. N-am auzit pe nimeni, chiar din partea voastră, așa, 3 vorbe spuse. Uite, domnule, în ce condiții lucrează ăștia. Vă aduceți aminte de mine și de ei mai ales doar când se mișorează prețul, da? Când se mișorează prețul. Și sunt plătiți așa cum sunt plătiți. Și vă dau exemplu meu. Salariul meu cred că este mai mic decât al unui șef de serviciu din Consiliul Județean. Și am o cifră de afaceri de 8 milioane de euro, am 500 de oameni în subordine, am manageriat vreo 30 de milioane de euro din proiectul vechi și încerc, poate ne ajută Dumnezeu, să-l încep și pe ăsta. Cu responsabilitățile de rigoare. Cu Curtea de Conturi, cu ANAF-ul, cu DNA-ul, câteodată. Ne mai întreabă și DNA-ul de sănătate.